Compania publică Teleradio Moldova a devenit ținta unei campanii de defăimare care are drept scop denigrarea imaginii postului public de televiziune Moldova 1. Într-un apel public semnat de administrația instituției se arată că această vânătoare de vrăjitoare a culminat astăzi la ședința Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, la care membrii acesteia au jonglat cu învinuiri nefondate, bazate pe supoziții și pe interpretări arbitrare ale contentului asigurat de Moldova 1. Chiar din debutul ședinței, consilierul prezidențial Corneliu Popovici, a cărui prezență alături de președintele comisiei trezește semne de întrebare, a apostrofat administrația Moldova 1 că a difuzat un reportaj despre protestul din fața Parlamentului din 9 iunie 2019. Doamna Stăptam, la ora 8 dimineață, în fața Parlamentului erau două televiziuni. Era televiziunea Moldovei. Așa. Și era publică. La ora 8 dimineață. A fost făcut un reportaj care a fost derulat pe parcursul întregii zile. Tirajat întreaga zi. Parcursul întregii zile. Unde se vorbea despre mulțime de oameni în fața Parlamentului. Eu asta n-am făcut, n-am văzut pe nimeni, doar câteva corpuri. Dar poate oamenii că au zis la... Nu, că... La serviciu. La lucru, la lucru. M-a interesat, să mă se spune acest reportaj. El este echidestal, el este echilibrat, el reflectă opiniile părților despre care se vorbește. Eu l-am privit aseară la mesager, acest reportaj și mie mi se pare, pentru că instituția prezidențială încă nu a făcut referire și nu a venit cu un comentariu, reportajul a fost echidistat. Și oare nu putea fi făcut reportajul după ce va veni această opinie de partea președinției? Deci a fost dat? Dar bine, este o actualitate, s-a întâmplat astăzi. Noi nu putem să facem poimâni când vine reacția președinției, când s-a întâmplat alaltă ieri. Dacă vorbiți de reacție, da? Da. Corect, trebuie să aveți reacție imediată. Teleradio Moldova califică toate acuzațiile aduse de membrii comisiei, dar și solicitarea de demisie a conducerii companiei și a președintelui Consiliului de Supraveghere drept profund politizate, lipsite de obiectivitate și reprezintă pe total o tentativă de ingerință în politica editorială a difuzorului public. Mai mult, înverșunarea cu care se pedalează pe aceste probleme fantomă este un semn clar că pe instituția publică se pune presiune, se arată în apelul public. Moldova 1 a reacționat prompt la evoluțiile din societate, informând operativ și nepărtinitor telespectatorii despre principalele evenimente care s-au derulat pe parcursul zilelor de 8 și 9 iunie. În jurnalele de știri, dar și în cadrul edițiilor speciale, s-a regăsit tot spectrul de opinii ale principalilor actori. Potrivit www.mediacritica.md, care a monitorizat modul în care au fost reflectate evenimentele din 8 iunie la 12 posturi TV, Moldova 1 a reflectat evenimentul de învestire a guvernului Sandu într-un mod neutru și echidistant. Și anume, în cadrul emisiunii, postul public de televiziune a transmis din Parlament imagini în direct, în timp ce membrii guvernului depuneau jurământul de credință. În ceea ce privește declarația potrivit căreia Moldova 1 ar fi o instituție captivă, amintim că postul public de televiziune este unul dintre puținele posturi TV care, potrivit monitorizărilor independente și rapoartelor CCA, a reflectat echilibrat campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, oferind acces egal concurenților electorali fără a favoriza sau defavoriza evident vreunul dintre candidați. Și această constatare confirmă faptul că valorile deontologiei profesionale reprezintă pentru noi cel mai important reper. În finalul apelului, Moldova 1 reiterează că respectă și va respecta standardele deontologiei jurnalistice și dreptul cetățenilor la o informare corectă, obiectivă și echidistantă.